Infrastructura rutieră se dezvoltă la Slatina în derulare, sunt mai multe proiecte, iar printre acestea se numără și cel al supralărgirii străzii Tunari. Aici trotuarele din zonă vor fi redimensionate, mai ales că la sensul giratoriu de pe bulevardul Aicuza se va crea o bandă care să asigure virajul la dreapta spre gară. Despre stadiul lucrărilor, dar și când vor fi finalizate acestea, a vorbit viceprimarul Alexandru Berechet în emisiunea Reporter 24 de la Olt TV. Noi sperăm că până în primăvară, de fapt trebuie până în primăvară să terminăm acest proiect. Este vorba despre supralărgirea străzii prelungirea Tunari. Da? În momentul de față lucrările sunt sistate deoarece compania de apă lucrează la rețeaua de apă și la fel cei de la Distrigaz lucrează, sunt în proces de avizare pentru schimbarea conductelor de gaze. După ce își finalizează ei lucrările, noi vom veni cu un strat de asfalt. După perioada de iarnă, în primăvară să încheiem lucrările acolo. Vor câștiga și câteva locuri de parcare. Trotuarele sunt modernizate, sunt refăcute. De asemenea, și lucrările pentru supralărgirea străzii Pitești sunt în grafic. Această stradă a intrat în reabilitare în urma unui proiect demarat de primăria Slatina. Aici va fi amenajată o a doua bandă de mers, dar și un trotuar pentru circulația pietonilor în condiții de siguranță. Pe lângă fluidizarea traficului, investiția va oferi și o nouă variantă de intrare către cartierul Satu Nou de la marginea orașului. La fel supralărgire de la intrare de la uzina de aluminiu în porțiunea aceea până la Lucoil. Deja lucrările pe partea dreaptă în sensul spre Pitești deja s-a turnat un strat de balast. Acum în momentul de față lucrăm la canalizarea pluvială. La fel sperăm că până la sfârșitul anului să turnăm și primul strat de asfalt. Urmând ca din primăvară să continuăm lucrările cu partea stângă. Investiția se ridică la 5,4 milioane de lei. Potrivit reprezentanților celor de la Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina, termenul de execuție al lucrărilor este 11 luni.